Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dacă vă amintiți voi, acum ceva timp v-am spus că mi-am propus să fac un skincare declutter. Adică, ce înseamnă asta? Să iau la mână toate produsele care se află în acest corp, să mă uit la ele, să văd ce mai folosesc, ce nu, ce îmi place, ce nu, pentru că da, o să vedeți că sunt și produse pe care le-am început, le-am testat, dar din păcate nu îmi plac sau nu se înțeleg cu tenul meu și atunci voi renunța la ele. Înainte să mă întrebați, să știți că acest dulap este de la IKEA. Am scăpat acum cum se numește, nu mai rețin, Alex, dar nu sunt 100% convinsă. Și l-am luat după ce am avut un mare, mare fail cu un dulap de la JISC, dar știți problema dacă ați urmărit daily vloguri anterioare. Acum, cum o să fac? Oare să vă arăt ce se află în fiecare sertar și să le luăm la mână, dar nu cred că asta nu însemna că m-aș descurca cu o singură mână și ar fi mai greu. Așadar, o să deschid eu sertarele, vă arăt ce se află în interior și ce păstrăm și ce aruncăm. Aruncăm impropriu spus, aruncăm doar dacă sunt expirate. Dacă nu sunt expirate, fac așa un coș și îmi chem toate prietenele să-și aleagă produse dacă lor li se potrivesc. Hai să începem cu primul sertar. Aici am produse care fac așa cumva parte din categoria măștilor, a produselor pentru față și aici mă refer la pensule, la diferite dispozitive de acest gen. Dar hai să începem cu acest pouch. Apropo, este unul de la Look Fantastic, dacă nu mă înșel, iar aici îmi țin eu măștile. Am mai făcut acum ceva timp curățenie. Nu o să vreau să mă lungesc foarte mult, o să vă arăt strict produsele care sunt. Astea sunt în termen, deci am verificat chestia asta. În primul rând de la Sabon, Floral Mask Gele. Cam așa arată. Mai am una tot de la Sabon, Deci Mud Mask. Astea ar avea un termen de 12 luni. Din momentul desfacerii și este un calendar advent pe care eu l-am luat în iarnă și sunt ok produsele, sunt convinsă și aici am mai multe măști. Am de la First Aid, astea sunt dintr-o cutie de la Look Fantastic, Facial Radiance Pads. Nu le-am încercat, dar le țin aici pentru că vreau să fac acest lucru. Apoi de la Optimals, acestea cred că sunt, dacă nu mă înșel, de la Oriflame, Instacool Antifatigue Hydrogel Cooling Face Patches. Ar fi mers să folosite vara aceasta, o să fac și chestia asta. Dacă voi ați încercat produse pe care eu încă nu le-am testat, orică nu le-a ajuns rândul, orică n-am avut curaj și vouă v-au plăcut, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii. Apoi, de la Elisha Coi, din gama Tetra Force, avem măștile astea. Tetra Force este, în general, o gamă destinată tenului cu probleme și cu tendința acneică. De la Skin Republic, Hyaluronic Acid, o mască ce conține acid hialuronic și colagen. De la MediHeal, Pore Stamping Black Mask, este o mască neagră care este, mă rog, destinată reducerii porilor, dar pentru că n-am folosit-o nu am nicio impresie. De la FaceBoom, un brand care se găsește, dacă nu mă înșel, în DM și este o mască sau un exfoliant din ce văd, de față hidratant și iluminant. Apoi de la Color Skin, de la Pure Derm, mai exact, o mască din aceasta care teoretic îți conturează mandibula. Mă îndoiesc, dar o să o testăm la un moment dat. De ce am atât de multe măști? Pentru că a fost o perioadă în care tot cumpăram și nu prea întind mâna după măști. Nu mă întrebați de ce, habar nu am. Poate pentru că ar însemna să stau prea mult cu ea pe față, nu știu. Dar nu prea le agreez. Apoi de la Mitomo, un Brightening Facial Essence Mask sau Mask. O mască pentru iluminare. Și am ajuns din nou de la capăt. Astea toate rămân pentru că v-am zis, le-am verificat termenul de expirare și sunt în regulă. Apoi, de la PMD este acest dispozitiv care îmi place foarte mult, doar că am observat eu că dacă îl folosesc foarte, foarte des, este posibil să-mi distrug așa cumva bariera de protecție a fezei și mi-apar diverse bubițe și atunci îl folosesc mai rar și de aceea îl țin aici. Dar este un dispozitiv foarte bun, are, dați un pic să vin mai aproape, are acești perișori aici și pe spate are niște dungi care ajută foarte mult la masaj. Se conectează la telefon, dacă nu mă înșel, sau pur și simplu îi dai drumul și setezi, setezi intensitatea. Poți să faci așa cum v-am zis și masaj și să te speli, un produs foarte, foarte bun. Aici am o mask brush, am o
pensulă pentru aplicarea mășilor și mai am una din silicon, aceasta este cu peri natural, doar că mi se pare mai greu de curățat și atunci o mai am și pe aceasta din silicon, pe care am primit-o în ultima cutie de la Look Fantastic. Aici mai am de la... De unde am luat, doamne, pe ăștia? De la Miniso. Niște bureței din aceștia de machiaj pe care încă nu i-am testat. Și mai am aici un pouch cu diverse aparate pe care le folosesc eu. Am Foreo Ber, Foreo... Nu mai știu cum se numea acesta, Luna oare? Nu mai rețin. Și de la Sempasi, chestia aia cu care faci masaj facial. Ca să vă spun foarte sincer, acestea le folosesc, nu știu, cred că o dată pe lună, cu toate că nu e ok. Cel puțin Foreo Ber ar trebui folosit zilnic ca să vezi o diferență. Foreo Ber, hai să vi-l și arăt. Este un dispozitiv care se folosește cu un gel special, dar pe care nu-l mai am pentru că s-a terminat și nici n-am mai cumpărat altul. Așa arată. Ideea este că pe aici se emit niște curenți, de aceea trebuie folosit un gel special și cumva lucrează mușchii faciali. Chiar simți o diferență, dar v-am zis, trebuie folosit constant ca să vezi rezultate. Cam acestea sunt produsele din primul sertar și trecem acum la al doilea. Acesta este sertarul în care am produse desigilate și pe care le folosesc în mod uzual sau pe care încerc să le folosesc, pentru că, bineînțeles, am aici un produs pe care îl urăsc. Și îmi pare rău să o spun pentru că am dat o căruță de bani pe produsele astea. De la Augustinus Bader, The Cream Cleansing Gel. Nu pot folosi acest produs din cauza faptului că nu-mi place mirosul. V-am mai zis eu la un moment dat că miroase a săpun de rufe, săpun de casă din acela vechi. Și tot în acest sens am și crema care la fel nu. Hai să zic că crema poate aș putea să o folosesc, dar cleansing gelul nu, din păcate nu. Și e clar o problemă la mine, nu este neapărat o problemă la acest produs, pentru că sunt persoane care le folosesc cu succes. Doar că eu sunt destul de sensibilă la mirosuri, din păcate, așa că o să le dau mai departe, sunt în termen. Aceasta este crema de la Augustinus Bader, va merge și ea la altcineva. Uite, hai să începem cu produsele care nu le pot folosi, din păcate. De la un brand care am văzut că este destul de promovat în Sephora, Bioma, cred că așa se pronunță, am aici un Moisturizing Gel Cream. M-a încântat foarte tare acest produs pentru că fiind sub formă de gel, m-am gândit eu că nu va fi atât de gras produsul așa cum sunt cremele hidratante și totuși avem nevoie de hidratare multă și vara. Doar că de la el mi-au apărut coșuri și atunci am renunțat acum de fapt. L-am lăsat aici ca să vi-l arăt, dar ca să știți, pentru mine nu funcționează. Să-mi spuneți și impresiile voastre dacă l-ați testat. Un alt produs pe care, din păcate, nu-l pot folosi din cauza mirosului, de la Sesderma, un gel depigmentant sau care ajută la depigmentarea tenului. Și aici ne gândim la acele semne postacneice care sunt mai închise la culoare și care rămân pe ten. Din ce am văzut, este un produs bun, doar că, din păcate, din cauza mirosului, nu este pentru mine. Niște produse de care m-a întrebat cineva recent cum mi s-au părut și este vorba de produsele de la Blue Lagoon. Nu mi-au plăcut și am stat și am pus în balanță și cât am plătit pe aceste produse, că au fost niște produse extrem de scumpe. Nu cât Augustinus Bader, dar oricum, pentru un brand no-name, un brand local să-l numim, au costat foarte, foarte mult și au fost o dezamăgire pentru că efectiv nu am sesizat nimic în plus față de produse mai ieftine pe care le-am luat, nu știu, de exemplu, din DM sau de oriunde din altă parte, dar care au fost mai ieftine. Așadar, avem aici o mască ce conține alge. Renunț la toate că n-are rost. Oricum, când am fost în Islanda anul trecut, aproape în septembrie se face un an, sunt produse desigilate și, uite, 6 luni aveau termen, deci clar au expirat, acestea nu se mai pot folosi. Aici am o mască cu lavă, lava scrub, un scrub mai degrabă, pardon. Aici este produsul pentru ochi, era un serum pentru ochi, eye serum se numea. Apoi The Serum este pentru față. În momentul în care eu le-am cumpărat, v-am zis că le puteți cumpăra și voi de pe site, nu trebuie să ajungeți neapărat în Islanda. Primul lor atu fiind acela că este folosită în compoziția acestor produse apa aceea specială din Islanda. La mine n-a făcut nimic în plus, așa că din păcate au fost niște bani pierduți. Tot de la ei am această cremă,
am luat tratamentul complet, da, să fie. M-am ușurat de niște bani, să fiu sigură. Și cam atât cred că am de la ei. Hai să vă zic acum de produsele pe care le folosesc în momentul de față. Mask, acne gel, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un produs care se folosește pe tenul acneic, dar v-aș recomanda să vorbiți cu dermatologul înainte de a-l folosi, pentru că este un produs foarte, foarte, foarte puternic și agresiv. Eu îl puneam în zona în care aveam probleme și tot am sesizat faptul că mi s-a uscat pielea și se înroșa și devenea foarte sensibilă, însă rezolva foarte bine coșurile și problemele în acest sens. Așa că vorbiți cu dermatologul și dacă vă dă ok-ul, să știți că este un produs de încercat. Eu, la mine se termină greu pentru că am perioade și perioade, n-am întotdeauna coșuri. Apoi, astea nu știu ce să fac cu ele. De la Geek & Gorgeous am Perfectly Clear, un serum care ne-ar ajuta cu porii, adică nu să-i desfundem, scap acum termenul. 2% acid salicilic. Nu mi se pare că sunt wow. Am consumat ceva din ele, dar nu foarte mult. Mai mult am consumat din B-Bomb cu 10% niacinamide. Dacă ar fi să aleg între Paula's Choice și Geek Gorgeous, clar 100% aș merge pe Paula's Choice, doar că într-adevăr sunt și puțin mai scumpe. Mă mai gândesc la ele, le mai dau o șansă. De la La Roche-Posay, Cicaplast Gel B5. Acest produs îl folosesc mai mult la Luca sau iarna, când avem pielea foarte, foarte uscată, deshidratată, care eventual a crăpat, este un produs bun. Am avut la Ski, dacă nu mă înșel. Aici o apă tonică, un toner de la Elemis. Nu prea mi-a plăcut. Este cu ginseng, dar l-am desfăcut recent. Nu mi-a plăcut așa la primele utilizări, dar o să-i mai dau o șansă. Dr. Levy Switzerland, cred că este un produs pe care l-am primit în calendarul advent de la Cult Beauty, dacă mi-aduc eu bine aminte. Este un produs care se pune înainte de SPF și de crema hidratantă, care teoretic îți protejează tenul împotriva agenților poluanți. Acesta rămâne. Trebuie să-mi fac cumva aici să-mi demarc produsele, să fiu sigură că rămân cele care trebuie. Apoi de la Emma Hardy. Acesta mai are foarte puțin, este un Plump & Glow Hydrating Facial Mist, adică este un spray de față pe care îl aplic după ce pun crema hidratantă ca un pas extra de hidratare. Un toner care îmi place foarte mult, de la Marie Fresh, un toner ce conține acizi AHA și la fel pentru tenurile cu tendință acneică funcționează foarte bine, nu este un produs foarte agresiv, miroase foarte bine, deci și ăsta chiar îl recomand. Aici am un produs pe care, din păcate, nu mai țin minte când l-am testat. Oare să-l fi testat când a venit? Probabil în calendarul advent, de la Sunday Riley, cred că așa se pronunță. Este un produs cu vitamina C și mă uitam că aici a început să arate deja rău. Probabil a oxidat produsul, așa că o să-l dau deoparte. Nu mi-aduc aminte să mă fi impresionat. La mine trebuie să, nu știu, să sesizez o diferență cam după 5-10 utilizări. Dacă după 5-10 utilizări nu observ nimic, îmi vine să renunț la acel produs, cu toate că poate nu e cea mai bună variantă, dar în același timp mă uit și la modul în care se simte produsul pe ten, dacă este lipicios, dacă nu intră bine în piele, renunț după 5 folosiri. Asta sunt eu, cam așa funcționez. Apoi de la Biosans v-am zis că îmi place foarte mult acest serum, Rapid Plumping Serum. Eu îl folosesc pe acesta înainte de cremă, apoi pun crema, apoi pun tonerul și să știți că am avut un ten destul de hidratat vara aceasta și n-am avut probleme. Un produs pe care l-am început recent de la Monoskin, un Beauty Balm, este un produs pe care îl aplic dimineața după ce mă spăl pe față și după ce îmi pun serumurile cu acizi în principiu pentru mine, că mi-ajută tenul cu tendința acneică să reziste mai bine. Este foarte, foarte lejer, de aceea nu-l folosesc seara. Mi se pare și o bază bună de machiaj, deci dacă îl aveți prin casă sau, nu știu, vă tentează, chiar să știți că funcționează bine. Apoi tot de la Marie Fresh, o cremă de ochi, 30-40, nu știu dacă vă aduceți aminte, când am desfăcut eu acest colet cu produsele lor, m-a bufnit râsul când am văzut 30-40, că mi-am dat seama, am depășit 30 de ani și mă apropii undeva de jumătatea între 30 și 40, în curând de 35, nu sună bine deloc.
Un produs pe care încă nu l-am încercat și uite, ăsta n-ar trebui să stea aici, de la Paula's Choice, The Un Scrub, pentru toate tipurile de ten. Este un scrub, dar nu știu să vă zic foarte multe despre el. Ha, am mai găsit un produs de la Blue Lagoon, nu e bine, tu trebuie să pleci. De la BioBalance, un produs pe care mi-am propus să îl testez, Super Serum, se numește Advanced Night Recovery. Sunt super curioasă să văd textura lui, l-am lăsat aici special ca să-l încerc. Dacă aveți întrebări, mai lăsați-le în comentarii și vă răspund. Apoi, minunea asta de la Acne Me, Post Zit se numește. Dacă aveți ten, calmeu, cu tendința acneică, folosiți acest produs pentru că face diferența. În general, acest brand este absolut minunat pentru acest tip de ten ca al meu, pentru că într-adevăr face o diferență. Mi-a plăcut atât de mult și cleanserul de la ei, ce mi-a mai plăcut? Lichidul acela pulbere, adică în momentul în care ți apare un coș, pui pulberea pe coș și până a doua zi sau a treia zi vezi o diferență, în sensul că nu mai este atât de umflat și de dureros. Deci, în concluzie, Acne Me este un brand care merită toată atenția voastră dacă aveți probleme cu tenul. Bun. O cremă care nu mi-a plăcut deloc și care va pleca, Youth to the People, cred că se numește brandul, Adaptogen Deep Moisture Cream. Cred că este o cremă ce avea în compoziție o ciupercă, ceva, nu mai rețin acum denumirea. Cred că am primit-o în calendarul Cult Beauty, nu-mi place, din păcate, așa că va pleca. Aici cremele mele hidratante, în primul rând La Mer. Este o cremă care o folosesc mai mult în sezonul rece pentru că mi se pare destul de grasă și intră destul de greu în piele, dar nu la fel de greu precum Kiehl's. Asta. Asta este cea mai hidratantă cremă dintre toate cremele hidratante. Dacă aveți probleme mari cu tenul, aveți un ten foarte, foarte uscat, încercați această cremă de la Kiehl's, că este foarte, foarte bună. Aici mai am una de la Espa, Optimal Skin Pro Moisturizer, așa se numește. Mi-aduc aminte că am avut așa sentimente amestecate. O să-i mai dau o șansă, dar... Bravo, Diana! Voiam să zic că nu mi-aduc aminte ce nu mi-a plăcut. Dacă era vorba de... Nu, de miros n-aș putea să zic, dar cred că nu mi-a plăcut mie cum se simțea pe ten. Dar, pentru că nu mai țin minte... Bear with me să mă dau un pic cu cremă. Da, da, gata, mi-am amintit. Deci mi-am amintit. Uitați-vă voi cum rămâne pe piele. Ok, gata, asta pleacă. Deci te chinui 100 de ani să o faci să intre în piele. Norocul meu că după ce termin aici de filmat, o să îmi fac direct un duș, pentru că tot sunt în baie. Dar da, de asta nu mi-a plăcut, pentru că, uitați-vă, deci încă este albă pe aici, vă răsc crema asta. O urăsc. Și mai am o cremă hidratantă care îmi place, de la Elizabeth Arden, Visible Difference. Este o cremă pe care am primit-o eu de la Sandra Niculaescu în swap-ul nostru de Crăciun și care rămâne aici, dar la fel este o cremă destul de grasă care merge mai mult toamna. Nu este atât de grasă precum Kiehl's, dar în principiu merge toamna sau primăvara. Bun. Mă duc să mă șterg un pic pe mâini, pun produsele pe care trebuie să le pun în sertar și continuăm apoi cu sertarul numărul 3. Hai că v-am mutat puțin ca să vedeți exact ce se află în acest sertar. Aici sunt produse pe care încă nu le-am testat și așteaptă să fie începute. Tot de la Marie Fresh am acest Oil to Milk Cleanser. Este destinat tenului cu tendință acneică, are acid salicilic, ulei de semințe de cânepă și argilă verde. Abia aștept să-l testez, sunt super curioasă. Aici, în funcție de ce vedeți, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți, nu știu, începe cu un anumit produs, dacă voi l-ați testat și vi s-a părut bun. Un produs pe care l-am luat din Marea Britanie, dacă mi-am amintesc corect, de la Number 7, este un concentrat de noapte teoretic cu retinol 1%. Paula's Choice. Este în top 3 branduri preferate de către mine, tot așa un tratament cu retinol de 1%, este sigilat. Cred că este al doilea de acest gen pe care îl am. Aici de la Lancaster Skin Repair 365 este un serum, dar la fel. Nu știu să vă zic multe despre el. Tot de la Espa am acest Refining Skin Polish, un exfoliant. De la, uite, ăsta e bun de travel, de la Yves Rocher, un gel de curățare cu alge, Ultra Fresh Cleansing Gel.
Apoi, de la Dr. Dennis Gross, ăsta la fel, cred că a venit tot prin calendarul de la Cult Beauty. Este un serum dedicat tenului care are porii foarte încărcați. De la Kiehl's din gama Ultra Facial am și acest cleanser, dar la fel am zis că o să-l las eu pentru sezonul rece. De la Medicate am acest Hydrate B5. Nu înțelegeam ce scrie, dar scrie HYDR8B5. Deci Hydrate B5. Cred că o să-l încerc curând pe acesta. Aici de la Uriaj, o, nu știu ce e asta, Water Eye Counter Cream. Este o cremă de ochi. Hai să o lăsăm aici, sper să nu mă încurc în ele. De la Grown Alchemist, Age Repair Intensive Moisturizer. Deci tot o cremă hidratantă. De la Kiehl's am acest Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Este un serum, tot așa cu retinol. Scuzați-mi unghiile, doar ce le-am curățat și trebuie să le dau și cu ojo, o să fac și chestia asta. De la Rilastil, o cremă hidratantă care mi-a plăcut foarte mult, doar că nu am avut-o pe această Acne Steel Matte. Am avut, cum se numea, doamne, cred că Aqua Gel, ceva de genul, foarte, foarte bună. Foarte bună, îți intră repede în piele, n-ai nicio problemă. Tot de la Sabon, 2-in-1 Face Polisher Cleanse and Polish. Nu l-am testat. De la 111 Skin, Oxygen Express Mask. Uite, asta e o mască, o să o punem aici sus, să-i fac și ei timp. Am zis, eu cu măștile mai greu. Un produs pe care l-am luat acum ceva timp, dar nu am apucat să-l testez. Dacă nu mă înșel, l-am luat eu în sezonul cald, cred că să fie anul trecut, de la L'Oreal Revitalive Laser. Și pentru că are retinol și niacinamide, am decis că o să-l folosesc în sezonul rece. În sezonul rece am uitat, dar uite, se apropie, așa că o să las produsul mai la vedere. Aici de la, nu mai știu ce brand e ăsta, Dr. Susan von Schmiedeberg, nu le-am cu germana, o cremă anti-age pentru pielea uscată. Aici de la Niod, Multimolecular Hyaluronic Complex, sunt tare curioasă de acest produs. De la Zellens T-Shot Urban Defense Serum, uite, încă un serum care cred eu că merge pe același principiu cu produsul de la Dr. Levy de aici, care ne protejează tenul împotriva poluării sau factorilor poluanți. De la The Ordinary, un acid mandelic cu 10% și acid hialuronic. Aici mai am de la Pacifica, cred, un colagen vegan, Overnight Recovery Cream, este o cremă de seară. Și acesta este un produs pe care l-am cumpărat tot așa din Anglia, pentru că din Marea Britanie, mă rog, nu contează, ați înțeles ideea. Mi s-a părut interesant că scrie aici Instant Results. Dacă vedeți, este o mască pentru părul, pentru tenul uscat sau foarte uscat. Acum vreau să mai fac o precizare, pentru că probabil vă gândiți de ce am atât de multe produse pe care încă nu am apucat să le testez, pentru că majoritatea sunt din calendare advent. Adică, de exemplu, din tot acest sertar, tot ce am cumpărat eu a fost crema de la L'Oreal, acesta de la Number 7 și astea de aici. Restul ori sunt din calendare advent, ori sunt primite în diferite forme, sub diferite forme. Bun. Acesta a fost și sertarul numărul 3. Aranjez pe aici ce este de aranjat și mergem mai departe. Să știți că sunt câteva sertare, adică aproape ne apropiem de jumate. În sertarul numărul 4 avem produse pentru corp. Și în primul rând am mânușa pentru autobronzant de la Mr. & Mrs. Tenney. Și am aici, pardon, și autobronzantul meu preferat. Acesta este Clear Tan Mist. Gradual Tan Medium, să știți că bronzează foarte bine, nu miroase autobronzant, nu se duce urât de pe corp, adică nu lasă corpul pătat în momentul în care trebuie să-l curățăm, extraordinar de bun. Bronzarea este graduală, apare cam, eu am observat că apare a doua zi, de exemplu dacă faci un duș pe la 5-6, a doua zi dimineața o să vezi faptul că te-ai bronzat peste noapte și să știți că nu pătează hainele. Aici de la, cred că acesta este de la Andreea Stăicuț, de la Nabulsi, dacă nu mă înșel eu.
Made in Palestine, da, eu zic că este de la Nabulsi, un body oil ce miroase a tutun și vanilie. Încă nu l-am testat, dar urmează. Acest SPF pentru corp și mâini, pe care l-am primit în calendarul de vară de la Sephora, foarte, foarte bun produs, îmi place mult de tot. O cremă de mâini de la Sabon, pe care încă n-am început-o. O cremă de soare de la Aven cu SPF 30. Ideea asta pe aici este sigilată, pentru că prefer să întind mâna după SPF 50. Apoi o cremă de mâini de la Byteri, la fel. Cred că este și ea, ia să vedem, da. Este sigilată, o ținem aici pentru când voi avea nevoie. Momentan am destule. De la Aderma, un brand pe care îl folosesc foarte mult pentru dermatita atopică a lui Luca și este foarte bun, cu Talgan se numește. Aici un produs pe care sincer nu am curaj să-l folosesc, este din ultima cutie Look Fantastic, Isle of Paradise Self Tanning Drops. Am văzut recent la Andrei Kim că a încercat un autobronzant de la ei și a zis că, mă rog, ei nu i s-a potrivit, chiar lăsase o pată mare pe piciorul ei pentru că a testat doar pe o zonă și n-am curaj să pun așa ceva pe față pentru că este un produs pentru față și corp, dar mai vedem, poate îmi vine curajul la iarnă. Un gel de duș de la Molton Brown este brandul meu preferat de geluri de duș. Într-adevăr, sunt destul de scumpe și le folosesc așa, mai răluț că e mai drăguț să mai îmi rămână. Cremele mele preferate de corp, evident, de la Sol de Janeiro, se numește Brazilian Bam Bam Cream. Aceasta este sigilată, dacă nu mă înșel, da, pentru că am una desfăcută în momentul de față care se numește Bomb Dia Bright Cream. Același brand, doar că, vedeți, acesta este roz, nu știu de ce se vede altfel pe cameră, și acesta este galben. Dacă aveți de ales, alegeți galben, că îmi place mult mai mult. Ele, ca și creme, fac fix același lucru, doar că aceea galbenă miroase mai bine. Un body scrub de la Sabon. Imediat mi se termină cel pe care îl folosesc acum, de la Colistar. Stați un pic să mă întind să-l iau, pentru că l-am aici la duș. Vreau să vă vorbesc și despre el. Este divin. Acesta este Talasso Scrub. Doamne, este minunat. Are și un ulei esențial în compoziția lui și lasă pielea atât de fină și particulele sunt atât de fine, dar în același timp chiar fac scrub. Adică chiar îți iau celulele moarte și v-am zis, datorită uleiului din compoziție, lasă pielea super catifelată. Deci ăsta nota 10 din 10, clar este un produs Diana approved. Apoi, aici sunt produse pe care în general le mai țin așa și pentru călătorii, de la Yves Rocher, un gel de duș, ce mai am pe aici? O cremă de mâini, tot de la același brand, apoi de la Sabon mai am o loțiune de corp, sunt netestate, și un shower gel. Le păstrez că s-ar putea să le folosesc în următoarea vacanță, care nu va fi prea curând. Apoi de la Nala, un body sorbet care îmi place destul de mult. Asta, dacă nu mă înșel, l-am primit de la Milana. Cam așa arată. Îmi place mult că se absorbe repede și că miroase a lămâie. Ce nu-mi place? Miroase a lămâie așa în momentul în care aplici produsul. După puțin timp, să zic jumătate de oră, 45 de minute, din păcate, mirosul dispare. Și asta nu mi-e gusta. Adică nu e ca această cremă de la Sol de Janeiro, care chiar își păstrează mirosul. Dar așa, să știți că se absorbe repede și hidratează bine, zice eu. Un produs pe care am dat o pălărie de bani, de la Coco Solis. Cred că l-am luat ultima dată când am fost în farmacia Tei. Din păcate, nu-mi place. Cel puțin acum, vara, nu-mi place absolut deloc, pentru că lasă pielea foarte grasă, dar într-adevăr îi dă un luciu extraordinar. Vedeți că are ceva sclipit și pare că pielea ta este cumva bronzată. Doar că dacă te dai cu chestia asta și ieși afară, parcă nu-ți lasă pielea să respire. Așadar, nu o să renunț încă la acest produs, doar că o să-l mai testez și pe iarnă. Și dacă o să am aceeași senzație sau dacă va apăta hainele, pentru că am impresia că e posibil să se întâmple acest lucru, o să renunț. Și aici în spate, ce mai am? Mai am geluri de duș de la Mio. Hai să trecem așa repede prin ele. Tot de la Mio, un body cleanser ce conține argilă. Apoi de la This Works, Perfect Legs Skin Miracle. Uite, aș putea să folosesc
acest produs Cover Skin Imperfections. Imperfections. Deci este un serum cu multivitamine pentru picioare. Aici, asta cred că e folosită și cred că e goală, nu știu de ce mai stă pe aici. Era un produs de la Yves Rocher cu unt de karité, de la L'Occitane, un ulei, un body shower oil, un ulei de duș, deci nu gel de duș. Tot de la L'Occitane, shower oil, la fel, doar că miroase amigdale acesta, dacă nu mă înșel. De la Ren, un body serum cu acizi AHA. Și un spray de corp care mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar la care voi renunța că a expirat cu siguranță. De la Victoria's Secret, Bump Shell Intense. Foarte, foarte bine miroase, dar își va lua zborul. Și cam asta se află în sertarul meu cu produse pentru corp. Rearanjez și trecem la următorul sertar. În acest sertar să știți că nu am foarte, foarte multe produse, dar în general sunt tot așa pentru corp. Am o apă foarte mare de la Aven, neîncepută, încă o apă mai mică de la Uriaș, tot pentru Luca, un produs sigilat. Aici mai am așa rezerve, să renumim, tot de la Derma Ex Omega, pentru aceeași dermatită atopică. Aici am niște serumuri care ar trebui și ele testate, dar încă nu au ajuns și le am de ceva timp, de la Dr. Botanicals, Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. E butter? Ah, am avut impresia că e ser. Mai lăsăm și două serumuri de la Physicians Formula. Acesta este, stați să văd, Brightening. Deci este pentru iluminare, conține vitamină, nu știu, tind eu să cred că este cu vitamina C, dar nu găsesc exact informația. Și mai am unul care arată cam așa. Acesta este pentru hidratare. Apoi, de la SVR mai am acest Palberal Cream. Asta, dacă nu mă înșel, da, era pentru ploape, pentru ochi. În momentul în care aveți ochii iritați, nu știu, ați avut o alergie sau habar n-am, v-ați iritat de la un produs de make-up, asta este o cremă foarte bună. Un produs tot așa pentru corp. Cred că l-am primit de la cineva dintre voi acum, nu vlogmasul ce trecut, acum vreo două vlogmasuri, dar încă este în termen. Este un cleanser de față care se folosește cu minunea asta, cu această cloth, o numesc ei, îmi scapă tot așa acum denumirea, nu pânză. În fine, lavetă să o numim, așa arată, vreau să testez produsul pentru că altfel aș fi renunțat. Și mai am și niște tatuaje de corp pe care am scos să le folosesc vara asta, dar nu, tot n-am întins mâna după ele. Bun, hai să vedem și următorul sertar. Aici am tot așa produse pentru corp. Acesta este un produs de la Biobaza pe care l-am luat eu din DM din Serbia. Știți că acolo am cumpărat produse care nu se găsesc neapărat la noi. Ten Boosting încă nu l-am folosit pentru că m-am boostuit singură, atât am stat în soare pe terenul de fotbal încât n-am mai fost nevoie de acest produs. Mai am tot de la Marie Fresh un gel intim netestat. De la Acne Me, acest Zit Back. Acesta este un spray pe care îl puteți folosi pe corp, în zonele în care aveți coșuri. L-am folosit de câteva ori, nu foarte des. Ce nu-mi place mie la el, că lasă pielea un pic lipicioasă, din păcate, și am renunțat în a-l mai folosi. Bine, mi-au și dispărut problemele între timp, dar o să-i mai dau o șansă în sezonul rece. Dacă mi se pare că se simte la fel, din păcate, acesta nu este pentru mine. Și oricât de mult mi-ar plăcea un brand, uite că se întâmplă să creeze și produse care nu ni se potrivesc. Gelul de duș al lui Luca, pe care îl folosește la Roche-Posay Picard, are unul pe aici, pe la duș. Stați, că l-am și pe el. Dar eu când cumpăr, cumpăr să fie. Mai are destul de puțin, așadar am aici rezervă. Și ce mai am? A, ăsta n-am, efectiv, nu am apucat să-l testez. Este un produs luat din DM, de Pilev, cred că se numește brandul, Folisan, care teoretic ne-ar ajuta cu foliculita. Mi-aduc aminte că miroase foarte rău, dar uite, nu știu să vă zic dacă are efect sau nu. Aici mai am un dispozitiv de masaj, dar l-am folosit însă nu atât de des pe cât mi-aș fi dorit.
În schimb, pila asta pentru picioare de la Balea din DM este o pilă electrică. Ia să ți-i scot capacul. Foarte bună. Deci nu trebuie să vă mai chinuiți cu genul acelea de pile. Nu. Asta este divină, nu știu, vreo 60, 70, 80 de lei pe acolo și este absolut minunată. Hai să vedem ce se află și în următorul sertar. Aici avem produsele pentru păr. Ia stați să văd cum vă mut eu ca să vedeți ceva, dar în același timp să am și eu loc. Stați că nu vreți să știți ce fac. În cale cada. Nelipsitul Batist. Nu-mi lipsește din casă. Este, în opinia mea, cel mai bun șampon uscat. Nu l-aș lua neapărat pe acesta fresh, aș lua varianta originală, dar funcționează și acesta. Tot din DM din Serbia am de la Moremo acest produs. Este un recovery balm, dar încerc să văd că nu avem focus și mă enervează, gata. Un recovery balm, încă nu l-am testat, sunt tare, tare curioasă. Sau l-am testat, stați un pic că nu mai știu dacă era acesta. Nu e ăsta. Am un produs tot de la ei, o să ajungem imediat, pe care eu l-am folosit aiurea, l-am pus pe păr și după mi-am dat seama că trebuia clătit și este vorba despre acesta. Așa arată și l-am lăsat, m-am uscat și mi se părea mie că e părul un pic mai ciudat, după care m-am întors și am citit instrucțiunile aici în engleză și într-adevăr trebuia clătit. Să știți că produsele de la acest brand sunt foarte bune pentru că am testat și fiolele acestea. High Protein Ampoule Cream, doamne, foarte bune. Să știți că am desigilat o fiolă și cred că am folosit-o la vreo 3 spălări și încă mai am. Deci, dacă sunteți în căutarea de produse bune pentru păr, chiar vă recomand acest brand. Mai ales că am aflat de la cineva dintre voi că se găsește și în România și se pot comanda. Să ne întoarcem la focus, zic. Mamă! Aici de la Balea, un fixativ ce conține keratină, încă n-am apucat să-l testez, în schimb l-am testat pe acesta și cumva mi-aduce aminte de vremuri de mult apuse, pentru că miroase precum fixativele de odinioară, are miros foarte, foarte plăcut și să știți că fixează așa cum îmi doresc eu, adică nu foarte, foarte bine să se vadă că te-ai dat cu fixativ. Oferă așa un aspect mai natural, să zicem. Un produs la care voi renunța pentru că nu îmi place absolut deloc. Grow Gorgeous, cred că așa se numește brandul. Iar produsul se numește Defense. Nu-mi place deloc, nu-mi place cum rămâne în păr. Am folosit mai bine de jumate, zice eu, dar nu, miroase bine. Și cam atât. Nu-mi place deloc, deloc cum rasă firul de păr, așadar o să renunțăm la el. Un alt produs la care voi renunța pentru că nu m-a încântat este de la Milkshake. Nu mai știu acum cum se numește. No Frizz, da. Teoretic nu ai părul frizat sau electrizat datorită acestui produs, dar mie nu mi-a plăcut. Mi se pare un produs foarte, foarte gras care nu mi-a plăcut cum lasă părul. Uite, voi renunța și la acest produs, la acest parfum de păr de la Balea, care să știți că nu este rău deloc, doar că nu mai este extrem de mult, nu știu. Hai că mai e ceva, mai este aproape jumate. Însă am impresia că mi-a sprește puțin firul de păr și a ajuns la mine recent, în calendarul advent de la Sephora, acest parfum de păr de la Moroccan Oil, care îmi place extrem de mult. Așadar, îl voi ține pe el în detrimentul celui de la Balea. Aici mai am două produse. În primul rând, protecția sa termică, Thermal Image sau Thermal Image, habar n-am, de la Vela. Este un produs care mie îmi place, nu știu câta sticlă, atenție să-l agitați în momentul în care îl folosiți. Miroase bine și să știți că mie mi se pare totuși că protejează și părul. Și de la Color Wow Dream Coat, cred că vedeți și reflexia acolo, este un produs care se aplică pe părul umed, dar care se activează în momentul în care folosiți un produs de styling. Adică nu-l aplicați pe păr și îl lăsați așa, nu, trebuie să îl coafați și veți vedea că părul este într-adevăr mai domolit. Un ulei de păr pe care l-am luat acum ceva timp din farmacia Tei, M British se numește brandul. Îmi place. Hai să-l lăsăm ea să văd dacă scrie pe undeva în cât timp expiră.
Expiră în noiembrie, dar nu văd în cât timp expiră de la desigilare. În fine, l-am folosit recent și își face treaba bine, așa că va rămâne și el. Am găsit aici acidul hialuronic de la Noa, foarte, foarte bun, îmi place mult, Ial se numește gama. Să știți că l-aplic alternativ. Dacă observați, am destul de multe produse asemănătoare pentru că nu repet produsele. Îmi place o spălare, folosesc la o spălare, îmi place ca la o spălare să folosesc un produs, data viitoare alt produs, pentru a nu se obișnui neapărat părul cu produsele respective, cu toate că nu sunt 100% convinsă că are vreo legătură. Masca de păr care a venit luna aceasta în cutia de la Look Fantastic, de la Bleach, o mască destinată părului vopsit sau decolorat. Aici tot de la Noa, dar pe acesta n-am apucat încă să-l testez. Este, stați că nu mai știu ce este. A, da, este un spray cu protecție termică. Uite, aș putea de fapt să renunț la cel de la Vela, că e de foarte mult timp deschis. Da, hai să renunțăm la cel de la Vela și va rămâne acesta de la Noa. Apoi, de la Sasha Juan sau Sasha Juan, cred că am reținut corect. Avem aici un balsam și mai am și un șampon. Abia aștept să le testez, dar asta se va întâmpla într-o vacanță. Nu vreau să le desigilez acum. Acasă prefer să folosesc produse care sunt în recipiente din acestea mai mari, care nu se pot lua în vacanțe. De la Uriaj, un șampon. Tot așa rămâne pentru vacanțe. Aici de la Coconut & Fig, astea sigur sunt de prin cutiile Look Fantastic sau de prin calendar advent, o mască de păr. Și vă prezint și produsele de păr pentru că tot m-a întrebat cineva ce folosesc. În momentul de față folosesc de la Olaplex toată gama și e ok. Apoi de la Sasha Juan, sper că am zis bine de data asta, un styling cream, o cremă pentru a-ți îndrepta părul sau pentru a-l face ondulat. Îmi place mult de tot, rămâne și ea, cu toate că nu mai am foarte mult produs. Apoi de la Sabon, low shampoo, nu știu exact ce vrea să însemne asta. Aici mai am, sper că reușiți să vedeți, mai am o spumă de păr. Aici tot așa un fixativ de la Taft. Un spray, uite, cu protecție termică tot de la Taft. Aici, asta ce este, stați că nu văd. Hair Gain, o mască de păr hidratantă. Aici de la Schwarzkopf Got to Be. Este un spray care se acționează la căldură și te va ajuta să ți îndrepți părul mai ușor. Și pe aici, în fine, tot felul de mostre în care nu mai are rost să intrăm. Uite. De la Bleach se pare că am mai primit. Mai am un șampon și asta, dacă nu mă înșel, este, da, masca. Deci, uite, am făcut un set. La chimică tot am părul recent vopsit și în rest, v-am zis, sunt numai mostre. Mă bucur că am terminat. În momentele în care fac așa declutter, momentele în care renunț, de fapt, la produsele care pe mine nu mă avantajează, am un sentiment de eliberare și vă recomand și vouă să faceți acest lucru. Oricât de greu ar părea la prima impresie că renunțați la produse, să știți că nu e chiar atât de greu și, din contră, nu știu, cel puțin eu mă simt mai ușurată. Am făcut la produsele de skincare de păr, cam asta se află, după cum ați văzut, în dulapul meu și probabil în curând o să facem și la make-up, că cred eu că este nevoie și acolo. Dar până una alta, atât a fost pentru astăzi. Vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție și ne vom vedea miercuri cu un daily vlog de la 2:30. Pupici!